Pe Ulicioarea Trifoiului locuiesc mai mult de 40 de familii care au solicitat în scris primăriei ca și strada lor să fie modernizată. De la depunerea solicitării a trecut un an și nu s-a întâmplat nimic. Toți care stăm aici pe ulicioara asta, Ulicioarea Trifoiului, care este în pictor Andreescu, am vrut și noi ca să ni se daleze cu pavele dale. Și am făcut cerere anul trecut în septembrie, care cred că s-a dus un an, când am văzut că face de acolo, de la obor încoace, am zis să ne facă și nouă. Toți oamenii de aici a semnat pe o hârtie, am dus-o acolo și când a venit, răspunsul a fost că ne face ca să iasă din iarnă, așa, adică cu niște piatră, cu niște așa. Bun. M-am dus și am zis să ne facă cum s-a făcut acolo. Și domnul Vladu, după toate astea, dar numai verbal când a fost la audiență, a spus că se face cu pavele. Bun. Că se face, că nu se face, pe acolo continuă toate alea să facă. Am zis că nu a venit și nouă rândul. Insistențele și apelurile transmise primăriei nu au avut însă nici până acum vreun rezultat. Nici măcar nu se știe dacă sau când cererile locuitorilor de aici vor fi luate în seamă. Când m-am dus la domnul primar Nicolae Barbu în audiență, mi-a spus că nu se face așa ceva, că nu avem gaze băgate. În urma gazelor se face, dar gaze nu se știe când, că dacă nu s-a pus pe aici pe pictor, când se bage aici pe Ulicioara Trifoiului. Și a zis că o să pui niște pietre, niște, să vede gropile și acum, ce n-a venit, a venit cu vreo două remurci de niște nisip așa, când a venit ploaia, l-a dat afară din gropile alea și gropile a rămas și cu pământul. Și a zis că în urma gazelor, când s-o băga gaze, când s-o face gaze, eu nu știu. Dar iarna vine, noroi este, grup este. Odată cu venirea ploilor sau a zăpezii, oamenii spun că nu mai pot circula decât cu cizme de cauciuc pe care le schimbă la ieșirea de pe stradă. Avem copii care merge dimineața la școală, care vine, îi ducem în cizme până la asfalt și de acolo încoace, când vine iar îi dăm cizmele. Adică se schimbă de ghete acolo. A zis că în urma gazelor, dar pe unde s-a pus peste alea toate și pe unde am văzut prin oraș, nu neapărat a fost gaze, dar cred așa că se face pe uchi, așa, sau după cum e cineva în legătură cu domnul Barbu. Nemulțumirea celor de pe Ulicioara Trifoiului este legată și de faptul că nu se știe nimic nici despre introducerea rețelei de gaze. Astfel, aproape că speranțele lor să își vadă strada modernizată se sting cu trecerea timpului.